Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm startul de sus și lansarea de la start. Tema se adresează clasei a șasea, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice specifice disciplinelor sportive studiate. Atletismul cuprinde probe din alergări, sărituri și aruncări. Atletismul în școală. Pentru a realiza un grad corespunzător de însușire a probelor atletice de alergări, sărituri și aruncări, se vor aborda cel puțin trei probe, câte una pentru fiecare categorie. Predarea și exersarea se vor realiza frontal, pe grupe, individual sau combinat, în cadrul aceleiași lecții. Locul în lecția de educație fizică este după veriga influențarea selectivă a aparatului locomotor sau după dezvoltarea calităților motrice, viteza sau îndemânarea, capacitățile coordinative. Nu este recomandată planificarea în aceeași lecție a deprinderii motrice alergarea de viteză cu dezvoltarea vitezei, respectiv viteza de deplasare, sau a deprinderii motrice alergarea de rezistență cu dezvoltarea rezistenței. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderența a evaluării continue formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări Corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Conform programei școlare, formarea competențelor specifice clasei A6 a 6-a, atletism, cuprinde următoarele elemente de conținut. Alergări, sărituri și aruncări. Evaluarea conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial cuprinde o probă la alegere din cele prevăzute în programa școlară. În clasa 6, învățarea, consolidarea, perfecționarea unor procedee tehnice de prinderi specifice atletismului, alergărilor, cuprinde Elemente din școala alergării, alergarea de viteză și alergarea de rezistență. Alergarea de rezistență cuprinde startul de sus și lansarea de la start, coordonarea respirației cu ritmul pașilor de alergare, alergarea pe teren variat și cunoștințe despre startul greșit, depășirea adversarului, contactul piciorului cu solul în funcție de natura terenului. Startul de sus și lansarea de la start se mai numește startul din picioare sau startul înalt. Este modalitatea prin care se pleacă în alergările de semifond, fond și cross. Se poate folosi și la plecarea în alergările pe distanțe scurte, 10-50 de metri, pentru dezvoltarea vitezei de reacție și de plasare. Cu cât viteza ce urmează să se realizeze este mai mare, cu atât trunchiul se apleacă mai mult și centrul de greutate al corpului se proiectează în față. Comenzi. Pe locuri. Semnalul de plecare. Start. Fluier. Bătaie din palme. Etc. Descrierea mecanismului tehnic la comanda pe locuri. Din poziția stând cu tălpile paralele depărtate la nivelul umerilor, în spatele liniei de plecare, 1, una dintre tălpi se duce spre înapoi, astfel încât între călcâiul piciorului din față și vârful piciorului din spate să fie o distanță de aproximativ 1 două tălpi, 2, se îndoaie, flectează articulațiile gleznelor, genunchilor și șoldurilor, greutatea corpului fiind lăsată în special pe piciorul din față, 3. Membrele superioare sunt semi-îndoite la nivelul articulației cotului, cel din față mai mult, pumnul între deschis, mână și picior opus, de exemplu dacă piciorul stâng este în față, brațul drept va fi înainte. Capul este în prelungirea trunchiului, privirea este orientată spre înainte jos. 4. Descrierea mecanismului tehnic la comanda Start, semnalul de plecare. Din poziția de la comanda pe locuri, 1, startul plecarea se va realiza printr-o impulsie hotărâtă în piciorul din față, piciorul stâng în imaginea prezentată, considerat mai puternic decât celălalt, primul pas fiind executat de piciorul din spate, piciorul drept, concomitent se execută o mișcare foarte energică, rapidă, a brațelor. 2. Poziția trunchiului se va îndrepta treptat pe parcursul primilor 4-5 pași, care sunt mai scurți și mai rapizi. 3-4. În cazul startului de sus și al lansării de la start pentru alergarea de rezistență, semifond-fond, toate mișcările descrise se vor realiza cu o viteză și amplitudine mai mică. Indicații metodice structuri de exerciții. Din poziția stând cu tălpile la același nivel de a trunchiului spre înainte, cu mișcarea foarte activă a brațelor și picioarelor. Același exercițiu cu piciorul mai puternic situat în față. Se lucrează individual și fără comandă. Se execută individual cu autocomandă pe locuri, verificându-se poziția segmentelor corpului conform mecanismului de bază 5 6 ori startul de sus pentru alergarea de semifond, același exercițiu pentru alergarea pe distanțe scurte. Apoi se execută individual cu autocomenzi pe locuri, start, verificându-se poziția segmentelor corpului conform mecanismului de bază, 5-6 ori pe distanța de 10-15 metri, cele două variante de start de sus în lecții diferite, și se execută în grupe de 4-6 elevi la comanda profesorului, 5-6 ori pe distanța de 20 de metri, cele două variante de start de sus în lecții diferite. Greșeli frecvente în special pentru startul de sus și lansarea de la start în alergările pe distanțe scurte. La comanda pe locuri, luarea poziției cu mână și picior de aceeași parte, ridicarea piciorului din față după semnalul de start, ducerea trunchiului spre înapoi după semnalul de start, lipsa unei impulsii active spre înainte, lansarea de la start este ineficientă, alergarea este țopăită, îndreptarea prea rapidă a trunchiului, poziția prea ridicată a umerilor, crispare, încordare în primii 2-3 pași de alergare, lipsa de paralelism a tălpilor și brațelor, contactul cu solul cu pingeaua, cu o mișcare de de înțepare care produce înfrinarea alergării, și nu cu o mișcare de agățare care produce accelerare. O parte din aceste greșeli le putem regăsi în imaginile de mai jos. Iată, mută piciorul din față prima dată. L-a ridicat piciorul stâng. Alergarea este țopăită pe spate. Este ineficientă. Și în vârfuri, înțepat. Materialele filmate au fost realizate la școala gimnazială cu clasele 1, 8, numărul 1, Cernavodă, județul Constanța. Mulțumiri elevilor îndrumați de profesor de educație fizică și sport, Daniel Băietu. Cred în educație în educație fizică și sport. Cred